Băi, duminică a apărut un videoclip magnific pe internet. Ian și Tian au mai făcut unul, la care eu nu prea am atras atenție. Dar ăsta de amui, prostă pizdeți. Ia că uitați-vă la ei. Ei sunt frate și soră, dacă știu. Ori eu nu sunt așa de deschis la minte cum credeam, ori asta nu-i deloc normal. Numai mie mi-a arată asta incest. Ia că și asta. Da, asta. Da, asta și. Ia ușa la asta. Ia că noi în Moldova scoatem așa ceva, dar lumea se anine de Conchita Wurst. Mai bine hai să ne uităm la noi sub nas. Eu tot înțeleg. Libertate de creație, libertate de exprimare și vopșie, libertate. Și dacă ție îți place să te ocupi ea ca cu așa ceva, asta cred că e ok. Nu interzis prin lege vse-tăche, dar e grețos. Și arta grețoasă are sens numai dacă transmite un mesaj. În cazul ăsta, care e mesajul? Că e ciotcă să-ți lăpăiești sora? I don't think so. Băi, Ian. Fateana, eu sunt convins că părinții voștri sunt tare mândri de ce faceți. Dar eu totuși o să vă rog să încetați. Nu să faceți muzică sau clipuri. Să încetați ea ca cu asta. Cu asta. Cu asta. Și mai ales cu asta. Tare vă rog, pentru că... Soră și frate, suntem la părinți, doi îngeri așteaptă la poartă cu minți. Ei vor să ne spună copilul săi, băiatul meu, fetița mea.